mândria leului și sentimentul de înaltă responsabilitate inerentă numărului din ziua nașterii, respectiv 13 august, te fac un lucrător extrem de competent și priceput, ambițioasă și antreprenorială, preferi să fii în fața tuturor, să ai cunoștințe excelente de afaceri, capacitatea de a inspira respect și dorința de cooperare. Cu toate acestea, în ciuda abilităților organizaționale, este dificil să delegi autoritatea cuiva. Pur și simplu nu-ți vine să crezi că cealaltă persoană este capabilă să facă treaba la fel de bine ca tine. De fapt, numărul 13 nu este deloc ghinionist în sine, dar dacă te-ai născut pe 13 august, de multe ori trebuie să te confrunți cu circumstanțe mai multe decât ciudate în lupta de a urca în vârf și de a rămâne acolo. Dorind să atingi o anumită poziție, ești capabilă să răstorni lumea. Indiferent dacă te-ai născut neobișnuită sau circumstanțele te-au făcut astfel, ai perspective cu adevărat unice asupra vieții. Semnul tău zodiacal aparține constelației Leu. Semnul zodiacal Leu este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: încredere, armonie, cordialitate, capacitate de a ierta. Fiind în mod constant sub influența soarelui, ai abilități de conducere, poți fi un lider bun. Dotată cu inteligență remarcabilă, poți ocupa poziții de conducere în cele mai înalte eșaloane ale puterii. Dacă vorbesc despre calități morale, te caracterizezi prin bunătate, noblețe și onoare. Datorită naturii tale impulsive, ai tendința de a lua decizii grăbite, nu întotdeauna informate. Numai munca de zi cu zi pe tine însăți va permite să-ți direcționezi energia ta irepresibilă în direcția cea bună. Tu te consideri în mod rezonabil ca făcând parte din elita socială, ești nobilă și puternică, autoritară și egoistă. Încrederea în sine și capacitatea de a fi apreciată în societate sunt excelente, dar este util să înveți să te controlezi pentru a nu copleși pe alții. Cu toate acestea, generozitatea ta naturală te ajută, de obicei, la armonizarea relațiilor. Din exterior, pari a fi o persoană căreia totul este dat fără efort, fără probleme și aproape de fiecare dată. Cu toate acestea, secretul tău constă într-o capacitate de muncă echitabilă, care te ajută la atingerea înălțimilor sociale și în carieră. Guvernatorul tău astral este soarele. De la acesta tu primești strălucirea personală și integritatea. Soarele este favorabil numărului copleșitor de profesii masculine și a celor feminine care sunt asociate cu manifestarea propriului eu. Planeta ta în exil este Uranus. Lui Uranus îi poți mulțumi pentru lipsa de independență în gândire, precum și pentru dependența de impresia celorlalți despre tine. Tu nu te bazezi niciodată pe alții. Independența deschide multe oportunități pentru tine, dar independența nu este întotdeauna bună, iar tu nu știi să accepți ajutorul și nu te grăbești să înveți acest lucru. Te distingi prin inspirație, fidelitate față de propriile tale idealuri. Ești deschisă, generoasă, sensibilă, dar, în același timp, nu ești înclinată să fii agitată de emoții. Tu știi să te reții și o faci chiar prea des. S-ar putea ca alții să creadă că un număr foarte mare de dificultăți sau sarcini care cu siguranță trebuie rezolvate, te vor expune la o descurajare profundă. Cu toate acestea, deși poți suferi periodic de depresii destul de profunde, ceea ce este de înțeles, cel mai adesea păstrezi o dispoziție veselă și un calm uimitor chiar și în cele mai dificile situații. Foarte sensibilă la critici și înclinată să-ți asumi ce este mai rău despre tine însăți, îți ascunzi cu îndemânare nesiguranța și rămâi prietenoasă, deschisă și, mai ales, activă. Fiind un individ unic, deși nu lipsită de ciudățenii, ești atrasă de alți indivizi la fel de neobișnuiți, comunicarea cu oamenii obișnuiți te plictisește uneori. În ciuda faptului că poți urca la cele mai înalte forme de idealism în propria ta filozofie sau proiecte, ești de obicei bănuitoare cu cei ale căror idei par nerealiste sau prea optimiste.
Tu ești marcată de nevoia imperioasă de a te revolta împotriva oricărei forme de constrângere sau opresiune. Cu toate acestea, având calitățile clar exprimate ca lider, ar trebui să-ți controlezi tendințele autoritare. Ești atrasă de pericol, care nu este atât în riscul de deces sau de rănire, ci în victoria asupra celor mai mari nedreptăți. Tu ai puterea să rămâi în cursă, ești gata să aștepți ceea ce îți dorești și cel mai adesea știi să alegi momentul potrivit pentru a acționa. Din păcate, ceea ce obții sau câștigi cu prețul unui efort considerabil, nu are întotdeauna o valoare reală, deoarece nefericirile par să fie mereu pe urmele tale. Tu ești conștientă de neobișnuința ta și te bucuri de acest lucru, de obicei nici nu te deranjezi să obții stabilitate socială sau recunoaștere socială, ci preferi să-ți deschizi propriul drum ciudat prin viață. Te distingi față de alți nativi din leu prin astfel de trăsături speciale, ești creativă, vibrantă, excepțională, de încredere. Natura ta contradictorie puternică și mândră este în concordanță cu sentimentalismul, nevoia de iubire și admirație. Tu la nivelul fizic nu ai nevoie doar de atenție, ci de dragoste, renunțare, sacrificiu și dorința unui partener de a se dizolva în interesele tale. Cum afectează data de 13 august soarta ta? Ai o personalitate extraordinară, emoțională. Natura te-a răsplătit cu un caracter ardent și ți-a oferit o sursă uriașă de energie vitală. Fără iubire, îți pierzi sensul vieții. Ai nevoie de dragoste ca de aer. Dacă nu este acolo, cazi în deznădejde. Din cauza comportamentului tău neobișnuit sfidător, este dificil să câștigi simpatia oricui. Numărul 13 joacă un rol semnificativ în viața ta. În drum spre atingerea obiectivelor tale, ești adesea bântuită de eșec. Urcând pe culmea succesului, te confrunți cu circumstanțe mistice ciudate, trebuie să lupți pentru a atinge fericirea. O anumită poziție în societate nu ți este acordată atât de ușor. Tu trebuie să răsucești lumea pentru ca acest lucru să se întâmple. Tu ai perspective extraordinare asupra vieții. În ciuda tuturor dificultăților și obstacolelor cu care te confrunți, rămâi optimistă. Sarcinile dificile pentru tine nu sunt un motiv pentru a te opri. Depresia și starea de spirit proastă sunt foarte rare pentru tine. Treci prin viață cu un zâmbet pe față, rămâi cu sânge rece în situații foarte dificile. În jurul tău este un oarecare mister, doar pentru că nu-ți vei dezvălui niciodată tainele și secretele. Este foarte important pentru tine ce cred alții despre tine. Reacționezi emoțional la critici, adesea te subestimezi pe tine însăți. Nu disperi dacă cei din jurul tău nu sunt mulțumiți de ceva. După ce ai auzit comentariile, vei lucra singură. Camuflându-ți cu abilitate nesiguranța, rămâi o personalitate activă, sociabilă și deschisă. Îți dezvălui secretele numai persoanelor selectate. Tu povestești despre viața ta personală doar celor cu care ești familiarizată o perioadă îndelungată. În fond ești amabilă și simpatică. Dacă îți vei găsi locul în viață, vei fi fericită. Pentru aceasta ai toate oportunitățile. Tu prețuiești adevărul, nu vei înșela niciodată pentru propriul tău beneficiu. Ești cinstită, cu un sentiment crescut de dreptate. Nu-ți place să-ți fie încălcat spațiul personal. Protestezi împotriva opresiunii și a constrângerilor. Ai abilități organizaționale. Este ușor pentru tine să organizezi munca tuturor membrilor echipei. Dar de multe ori tu vrei să poruncești și să-i subjugi pe ceilalți. Ar trebui să uiți de vanitate. Ești atrasă de pericol, nu poți trăi în pace. Cu siguranță trebuie să realizezi imposibilul, rutina te întristează. Dragoste și compatibilitate. În relații strânse, ești caldă, pasională și extrem de generoasă, dar poți fi exigentă și posesivă în relație cu partenerul. Ceri îngrijire emoțională și ești fericită doar atunci când primești atenția și asigurările necesare de devotament la care ai visat. Cu partenerii, ești exigentă, manifestă natura posesivă a regelui animalelor. Cel mai bun partener pentru tine, un prieten adevărat,
Nu poate fi decât o persoană care este capabilă și pregătită să-ți susțină ambițiile, să-ți împărtășească pasiunea pentru bogăție și confort. Cea mai bună relație cu tine este formată cu semne controlate de elementul foc, leu, berbec și săgetător. Cea mai fiabilă este combinația cu gemenii care sunt luminoși, puternici și independenți, iar uniunea cu ei se bazează pe fundație cea mai solidă, interesele reciproce și capacitatea de a vă simți reciproc. De asemenea, perspective bune pot fi în relațiile cu balanța. Esteții sofisticați din balanță și tu ca un lider luminos din leu puteți crea deseori alianțe foarte benefice pentru ambele părți. O alianță puțin probabil să reziste este cu opusul absolut al tău, vărsătorul. Alianța cu vărsătorul este posibilă numai cu condiția ca acesta să se conformeze rolului sclavului, ceea ce un vărsător nu poate nici măcar imagina, dar să accepte. O alianță nu prea bună te așteaptă cu scorpionul și una nefericită cu taurul, ambele sunt semne fixe, unde perseverența și respingerea dați recunoaște domnia, te vor îndepărta ușor. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Mândră, încăpățânată și foarte responsabilă, ești independentă. Rare ori ceri ajutor și accepți oferta de ajutor. Pentru tine, rezolvarea independentă a problemelor, atingerea obiectivelor este o problemă de onoare. Ești plină de idei. Crezi sincer în succesul fiecărei afaceri. Aceste lucruri te ajută la realizarea ceea ce dorești. Pentru aceste lucruri tu poți utiliza diferite mijloace. Ai abilități unice de adaptare. Nu există nicio sferă în care să nu te poți manifesta. Principalul lucru este formularea clară a obiectivelor. Tu inspiri respect, profesionalism în domeniul ales, ești pregătită pentru cooperare. În munca în echipă, îți asumi rapid responsabilitățile de conducere, nu te temi de responsabilitate. Ai probleme cu delegarea autorității. Independența te împiedică să-ți realizezi talentele organizaționale, sănătate și boli. De obicei, ai propriile tale idei despre ceea ce îți avantajează sănătatea. În ceea ce privește modelul de somn, respecti de obicei înțelepciunea tradițională și încerci să dormi timp de 7 până la 8 ore aproape în fiecare noapte. Acest lucru este de înțeles, deoarece pentru tine, viața într-un vis, la nivelul inconștientului, are o importanță deosebită și vei face orice pentru a o proteja. Indiferent dacă duci un stil de viață activ sau, dimpotrivă, sedentar, nu ești deranjată de problemele cu care se confruntă deseori alte persoane. Dacă trebuie să depășești bolile fizice sau ai cea mai mică nevoie de intervenție chirurgicală, atunci, totul se încheie cu succes, în primul rând de datorită experienței tale în a face față șanselor inegale. Soarta și norocul. Universul te-a înzestrat cu o natură pasională și sensibilă. Viața ta este plină de contradicții. Te caracterizezi prin acțiuni ciudate, lipsă de tact și maniere dure, care vor interfera foarte mult în viața ta. Nevoia constantă de iubire îți va complica viața și pe această bază sunt posibile gânduri negre. Ești dotată cu o mare energie mentală, rapidă și activă. Dacă îți direcționezi abilitățile spre bine și le folosești corect, vei putea să-ți schimbi viața și să devii fericită. Sfaturi pentru tine. Ar trebui să înveți să găsești compromisuri. O abordare fără compromisuri nu este cea mai bună soluție pentru o comunicare eficientă. Obține maxim din ceea ce ai și nu lăsa niciodată lumea să predomine asupra ta. Găsește-ți propriul fel cu aceleași gusturi și perspective asupra vieții. Găsește-i pe cei care îți împărtășesc gusturile și mentalitatea. Ferește-te de mânie și tendințele tiranice. Încearcă să rămâi deschisă și încrezătoare. Nu te retrage în universul tău personal prea mult, nu intra prea departe în lumea ta personală. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, abordarea este mai importantă decât orice. Darul trebuie prezentat, nu este predat, dat, înmânat și așa mai departe. Pentru ziua ta de naștere, tu ca o leoaică, regina fiarelor, îți place să accepti daruri,
de preferință într-o atmosferă de solemnitate și teatralitate. Procesul ar trebui aranjat cât mai pompos posibil, florile într-un coș, oaspeții într-un semicerc, tu în centru, de preferință într-un fotoliu, cum ar fi un tron, pe care apoi îl poți părăsi ca respect pentru valoarea cadoului. Felicitarea este de dorit a fi ideal de mare, să aibă obligatoriu flori și litere aurite, să conțină mai întâi laude și aprecieri la adresa ta, și abia după aceea urarea în sine. Darul în sine ar trebui să fie înfășurat în hârtie de aur, cu o butonieră imensă în loc de un ax sau scoci. Nu poți face economii la cadouri pentru tine. Cadoul trebuie ales într-un stil elegant și scump, evitând falsurile. Numai exclusiv și real. Pentru tine se potrivesc lucrurile pe care să te odihnești, doar tu nu te-ai născut să-ți îndoi spatele. Cel care îți pregătește un cadou ar trebui să-și amintească că nu-ți plac tonurile plictisitoare, dar preferi cele luminoase, vesele. Vei accepta cu plăcere operele de artă pe care te consideri a fi cunoscătoare. Nici o bucurie nu se va vedea pe fața ta, primind, deși scumpă, o copie după un Rembrandt. Este mai bine o pictură a unei artiste de stradă necunoscut, dar unic. Dacă acest cadou este pentru o sărbătoare comună, de exemplu, anul nou, atunci ar trebui să ți se dea un cadou cât mai solemn posibil. Tu nu te plictisești niciodată de decorațiuni, dar nici de niște bijuterii, evident că din aur. Stilul tău este ala lui al XVI-lea. Luminozitate, pompă, aur, cel puțin aurit. Nu trebuie uitat în colț, dar într-un loc proeminent, pentru a grava monograma ta. Tu ești foarte mândră de numele tău, așa că, dacă dăruitorul găsește hârtie de aur, pentru a imprima câmpul în care este numele tău, sau numele tău va fi tipărită de mai multe ori cu aur, atunci este imposibil să vezi un balsam mai bun pentru sufletul tău. Să ți se dea orice mizerie pe care este scris numele tău, o vei arde, iar darul își va găsi refugiul în cel mai proeminent foc. Florile de ziua ta sunt foarte potrivite. Orhidee, trandafiri, stacojii te vor încânta. Vorbind despre bijuterii de aur, de preferință, trebuie comandate individual la un bijutier, ar trebui gravate cu inițialele tale. Telefoane, tablete, numai cele mai recente modele și mărci de prestigiu. Parfum, cosmetice, de la producători de renume. Același lucru este valabil și pentru haine și accesorii. Aceste elemente ar trebui să fie la modă, extravagante. Culoarea ar trebui să fie portocalie, roșie sau galbenă. Nu trebuie să uite careva de tratamentul pentru tine. Pentru masa festivă, îți va fi util un cadou ca o cutie elegantă de ciocolată, o sticlă de șampanie de marcă sau chiar un pachet de super delicatese de peste mărșițări. Un cadou preambalat din supermarket, îl vei considera un comportament inadecvat, ba chiar un cadou înjositor. Ca pisică grațuloasă, adori confortul și, prin urmare, poți accepta o pătură de lux, o pernă elegantă, o pernă cu paiete sau o vază de flori strălucitoare nu te va mulțumi cu caracterul său practic, ci cu aspectul original. Dacă cineva nu este decis sau nu are nicio idee despre ce să ți dea cadou, atunci problema poate fi rezolvată prin plasarea banilor într-un plic frumos colorat, vei decide pentru tine însăți ce să cumperi ca dar și apoi să-i spui despre asta. Nu vei uita niciodată valoarea darului și vei căuta să-l onorezi pe donator în egală măsură de ziua lui. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.